este în vigoare. Pentru început vreau să vă spun că suprafața pe care acum se irigă, suprafața reală, este de 322.032 hectare. Și că apa este introdusă pe canale pe o lungime de 2355 kilometri. În ceea ce privește procesele verbale de constatare a pagubelor, din înștiințări făcute de către fermieri, sunt 1,6 milioane hectare calamitate. Din ceea ce s-a verificat până acum, 941.000 de hectare. Sigur că aceste echipe de constatare a dimensiunii pagubelor lucrează continuu, lucrează și sâmbătă și duminica, pentru că noi la finele lunii mai vrem să avem încheiate aceste procese verbale ca până în 15 iunie să avem sintezele pe județe, pe comune, pe parcele, astfel încât să știm cum anume să facem despăgubirile. Vreau să fac un apel aici și la fermieri, dar în primul rând la cei care fac parte din aceste comisii de constatare, pentru că în unele județe suprafețele consemnate calamitate se apropie sau chiar depășesc suprafețele raportate în toamnă ca fiind însămânțate. Acum, probabil că este o... Fie în toamnă s-au raportat greșit acele suprafețe, fie echipele care constată și consemnează în procesele verbale nu își fac întotdeauna treaba. Prin intermediul dumneavoastră vreau să fac acest apel, pentru că noi vrem să-i despăgubim pe toți cei care sunt păgubiți. Dar datele după care calculăm și vom face aceste despăgubiri trebuie să fie niște date reale. Împreună, legat tot de fenomenul secetei și posibilitatea de a iriga, pentru că am constatat că sunt fermieri în zone în care există infrastructură principală care a fost reabilitată, dar nu au reușit să irige datorită lipsei echipamentelor de udare, împreună cu Ministerul Economiei am gândit o schemă de sprijin pentru a-și cumpăra echipamente de udare. În așa fel încât toți cei care se află în zona în care se poate iriga să aibă posibilitatea să facă acest lucru. De asemenea, vom suplimenta cu 10% alocările financiare pentru Programul Național de reabilitare a infrastructurii principale în acest an. Vreau să vă reamintesc că în primii 3 ani s-a investit 110 milioane euro. Anul acesta noi am alocat 50 de milioane de euro și vrem să suplimentăm cu încă 10% ca să finalizăm încă 11 obiective de investiții în așa fel încât să acoperim încă 200 de mii de hectare irigate la finele acestui an. Și acum vreau să spun două vorbe despre această lege 28/2020, comercializarea produselor alimentare în România. Lege care are un an numit istoric, dar pentru că colegii mei din majoritatea parlamentară au votat această lege în martie, practic siluind-o,
și doar în avantajul retailerilor și nu a producătorului și a procesatorului român. Și tot ei îmi cer astăzi explicații cum voi aplica această lege. Vreau să vă reamintesc și să le reamintesc că exista încă din 2009 legea 321 privind comercializarea produselor alimentare și că Partidul Național Liberal în 2016 a promovat legea 150, care spunea niște lucruri. Interzicerea facturării și refacturării, obligația de a organiza evenimente de promovare de către retailer, obligația de a asigura spații distincte de expunere și semnalizare la raft, obligația achiziționării a 51% produse românești și sancțiuni asociate obligației de 51%. Sigur, apoi în 2017 s-a intrat în procedură de infringement și colegii de la Partidul Social Democrat au promovat o altă lege, actuala lege 28 pe 2020. Lege care nu numai că nu prevede ca pe produsele românești să apară distinct produs românesc, dar are două prevederi care sunt mult mai dăunătoare, și anume termenul de plată, care era de minim 14 zile pentru produse proaspete și 30 de zile pentru celelalte produse, și pe care în legea inițială noi l-am redus la 7 zile, în legea 28 a fost reîntors. Deci, practic, termenul de plată se mărește iarăși la 14-30 de zile, de la 7 zile, așa cum era în textul legii 150, prevedere pe care Comisia nu o cerea în procedura de infringement, această prelungire a termenului. Și o altă prevedere toxică este aceea de a oferi posibilitatea de a percepe legal de la furnizor servicii și taxe, costuri mai mari și pierderi comerciale pentru producătorii mici. Practic s-a făcut o lege în avantajul marelui retail, în detrimentul producătorului și procesatorului român. Ce vom face? Pentru că am văzut că doamna Grapini mă întreabă cum voi aplica această lege proastă făcută de ei. Nu o vom aplica, o să o modificăm imediat la cele, cu cele două prevederi. Ce vom face? Vom restabili principiile corecte de piață, indiferent că ești mic sau mare, întrucât într-o economie de piață, toți trebuie să plece de pe picior de egalitate. Vom înăspri sancțiunile pentru cei care vor să-și rotujească veniturile prin efortul celor mulți și mici. Vom elimina formele ascunse de taxare, gen autofacturare, remiză lunară, reducere ulterioară raportată la cifra de afaceri sau discount de volum. Deci, practic, vom elimina toate aceste prevederi care au fost introduse în legea 28 pe ultima sută de metri, ca să zic așa, și care nu aveau nicio legătură cu acțiunea de infringement pe care o pornise Comisia în 2017. Și dacă nu vom reuși să facem aceste modificări, pentru că va trebui să le facem în procedură de urgență prin lege, întrucât trebuie să implementăm Directiva 633 a Consiliului Europei privind practicile comerciale neloiale, în transpunerea directivei o să prindem aceste modificări. Și o să văd dacă și atunci cei din Partidul Social Democrat se vor împotrivi acestor modificări pe care le vom aduce prin transpunerea acestei directive, care în opinia noastră este foarte importantă și care poate corecta relația între un producător și un procesator mic și un comerciant foarte puternic care are o rețea la dispoziție. Practic, suntem obligați să
implementăm această directivă și atunci o să începem cele două demersuri în paralel. Implementarea directivei și modificarea în regim de urgență a legii care tocmai a apărut în Parlament și care a creat multe probleme pe piață. Despre produsele românești aș vrea să vă mai spun ceva. Ce am găsit aici, la minister? În 13 ani, ministerul, sau România prin minister, nu a notificat la Comisia Europeană nicio schemă de calitate. La această oră avem acceptul Comisiei pentru produsul tradițional ca schemă de calitate națională și europeană. De asemenea, avem în stadiu final de notificare încă 3 scheme de calitate, prin care încercăm, ne veți întreba ce cu aceste scheme de calitate, este modalitatea de a promova produse românești, o modalitate inteligentă prin care nu poate nimeni să te acuze și să intri în procedura de infringement. Acest lucru trebuia făcut de mult. Deci pe lângă că ocolea infringementul, puteai accesa bani pentru promovare, dacă promovai aceste scheme de calitate naționale. Deci avem schema de calitate premium, schema de calitate garantată și schema de calitate rețetă consacrată sau rețetă veche. De asemenea, zilele trecute am început demersurile pentru schema de calitate produs local și produs etic. Vom grăbi acest proces de validare acestor scheme de calitate, recunoașterea de către Comisie, astfel încât să putem promova produse românești prin intermediul acestor scheme de calitate, pe de o parte, pe de altă parte, să accesăm bani europeni pentru promovarea lor și să nu mai intrăm în procedurile de infringement. Iar pentru a corecta aberațiile din legea 288, o să transpunem foarte rapid directiva. Astfel încât să nu mai fie acolo acele prevederi ascunse care dezavantajau într-un mod foarte sălbatic, să zic așa, producătorul și procesatorul mic și accesul la raft era foarte greu. Am vrut să lămuresc acest lucru pentru că în tot weekendul am văzut că sunt dezbateri pe această temă a comercializării produselor agroalimentare românești și erau foarte multe confuzii. Nimeni nu știa care a fost istoricul acestei legi, că ea a fost promovată în 2015 de către PNL, apoi a fost siluită la sugestia Comisiei, dar mult peste ceea ce sugera Comisia de către PSD, iar ei astăzi mă întreabă cum voi aplica această lege. Le răspund încă o dată, nu o să o aplic, am să o modific foarte repede, iar dacă se vor împotrivi, o să transpunem directiva unde aceleași prevederi le vom avea în directivă. Iar pentru promovarea produselor românești, vom merge pe aceste scheme de calitate care timp de 13 ani nu au fost notificate, nici măcar notificate la Comisie. Dacă aveți ceva să mă întrebați legat de cele două subiecte. Nu am aflat la un moment dat. Și eu urmăresc zilnic raportările. Am raportările suprafețelor însămânțate în toamnă. Am raportările suprafețelor deținute din și calamitate din înștiințările pe care le fac fermierii și raportările sau cifrele din procesele verbale. Și la un moment dat am observat niște lucruri care mi se par puțin exagerate. S-ar putea ca într-adevăr 100% din
suprafața însămânțată în toamnă, într-un județ, s-ar putea să fie calamitate. Dar asta trebuie să verificăm foarte atent. Dar nu se poate să fie 110%. Și de aceea, prin intermediul noastră, am și comunicat directorilor de DAJ-uri, pentru că ei sunt implicați în mod direct, sigur, și cu ajutorul celor de la APIA și cu reprezentantul local, al Consiliului Local, să fie foarte riguroși, în așa fel încât să nu ne batem joc de această acțiune, de această activitate, și dacă și în momentul când facem despăgubiri, să nu creăm niște nedreptăți, pentru că este foarte important ca cei păgubiți, într-adevăr cei păgubiți, să primească despăgubiri și nu alții. Sau despăgubirile să fie exact pe suprafețele care au fost calamitate și au fost însămânțate. Nu știu, deocamdată cercetăm. Da. Vă referiți la secetă? La fenomenul de secetă? Am spus-o și cu alte ocazii. Noi am demarat un studiu privind o strategie de gestionare a apei, pentru că irigațiile sunt o parte importantă, dar sunt doar o componentă a acestei strategii de gestionare a apei pe care trebuie să o aibă orice țară. Noi până acum, din fericire, pentru că au fost suficiente precipitații, cu excepția câtorva ani, probabil nu a fost necesar să se gândească sau să se adopte o asemenea strategie. Dar sunt țări în lumea aceasta și chiar în Europa în care apa întotdeauna a ajuns foarte greu. Și totuși, prin o strategie de gestionare a apei, pentru că apa este una dintre resursele cele mai importante, dar din păcate se demonstrează că poate să fie și o resursă epuizabilă. Și atunci trebuie să avem foarte mare grijă cum o vom gestiona pe termen mediu și lung. Și în afară de extinderea lucrărilor de irigații, pentru că noi acum discutăm, începând din 2016, de reabilitarea vechii infrastructuri de irigații, care ar deservi, dacă ar fi făcută perfect, și infrastructura principală și cea secundară, care se face pe bani europeni de către organizațiile de udători, și dacă toți fermierii ar avea echipamente de udare, ar deservi doar 2 milioane de hectare. În anumite zone ale țării, lucrări făcute înainte de 90. Sunt deja suprafețe întinse în alte zone, în alte județe, care nu au avut amenajări de irigații niciodată, dar care ar necesita irigații. Acolo trebuie gândit un sistem de irigații mai inteligent, să nu ne batem cu legile fizicii, adică să lăsăm apa să curgă, să nu o împingem, pentru că rețeaua hidrografică a României, îmi spun specialiștii, eu mă consult cu oameni care sunt de meserie, poate fi folosită în mod inteligent această rețea hidrografică pe care o are România, în așa fel încât zonele acelea să fie irigate cu un consum mult mai mic de energie, folosind inteligent această rețea hidrografică. Dar, în paralel, am demarat și trebuie să demarăm o discuție serioasă și cu mediul asociativ din agricultură de lucrările care pot să prevină deșertificarea, sunt lucrări specifice de anumite modalități de a menține apa în sol, în așa fel încât să folosim apa nu neapărat parcimonios, dar să o folosim mai cu inteligență și mai drămuit. Asta este foarte important. Și sigur că aceste lucruri costă și durează. Nu se pot face de azi pe mâine. Ce putem face acum este să suplimentăm bugetul, exact cum am spus la început, cu încă 10%, în așa fel încât să reușim să mai terminăm 5 amenajări care sunt începute în ultimii ani și în care am putea anul viitor iriga încă 200.000 de hectare și să dăm acele scheme de ajutor pentru fermierii care sunt în zonele de incidență ale canalelor principale, nu au infrastructură secundară în zonă și atunci s-ar putea uda direct din canalele principale dacă ar avea aceste echipamente și a mări suprafața irigabilă. Dar pe termen lung trebuie gândit exact ce v-am spus înainte, să
facem o rețea de irigații în zonele în care nu sunt, mult mai inteligentă și cu un consum mai mic de energie. Sigur, asta este o strategie pe termen lung în care toți cei interesați, în primul rând fermierii, guvernul, ministerul, deci nu numai Ministerul Agriculturii, Ministerul Apelor, Ministerul Mediului, Apele Române, Academia, pentru că am început aceste discuții și cu cei care dețin date și știu să facă analize ce ar trebui făcut și cum ar trebui investit, să nu cheltuim banii doar de dragul de a-i cheltui și să aibă un efect pozitiv într-un timp cât mai scurt posibil. Domnule ministru, spuneați că 900.000 de hectare cum afectate de secetă au fost verificate deja de către inspectorii din Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că proprietarii sau 900.000 de hectare au fost recuperați sau mai? Nu, asta înseamnă că proprietarii, după ce s-au întocmit procesele verbale, unii dintre ei, am înțeles că mulți, încurajați de precipitațiile din ultima vreme, au întors culturile, adică au semănat culturi de primăvară, floarea soarelui, porumb, încercând să recupereze o parte din pagube cu producțiile de acum. Dar și ei vor fi despăgubiți? Bineînțeles, pentru că sunt despăgubiți pentru ce au... Pentru ce durează procedura asta, să fie despăgubiți? Poftim? Păi v-am spus, pașii concreți sunt să încheiem rapid evaluările până în 15 iunie să avem sinteza, să știm exact care e suprafața în fiecare județ, în fiecare localitate și pe fermier, ce tipul de culturi, ca să știm cum să facem calculele pentru a-i despăgubi în mod cât mai obiectiv pe toți cei care au fost păgubiți. Nu. Nu mi se pare că e întârziat, pentru că dacă vreți face un lucru, îl faci temeinic. Oricum, până acum n-au primit. Anul trecut, de exemplu, în județul Tulcea, au fost 266.000 de hectare, n-au primit niciun ban. Deci, fermierii vor fi despăgubiți. Ei, oricum, își continuă activitatea. Am eliberat cu 2 luni mai devreme adeverințe de Lapia. Adeverințe pe baza cărora ei devin bancabili, primesc, și am încheiat un acord cu toate băncile, primesc împrumuturi de la bănci pentru a-și continua activitatea în baza acelor adeverințe, într-un cuantum de 85% din sumele care le vor primi în toamna acestui an. Încercăm să-i ajutăm cum putem. Îi încurajăm să facă asigurări. Am văzut că în unele zone, deși sistemul antigrindină, îmi spun cei de la antigrindină, că funcționează, în unele zone a fost o problemă și cu grindina. Grindina este asigurabilă. Deci, mai firmele de asigurări, care au o apetență mai mică pentru secetă, sau și atunci când fac asigurări pentru secetă, o fac în niște condiții greoaie și greu acceptate de către fermieri, pentru toate celelalte evenimente climatice nefavorabile sau extreme, fac asigurări. Și am facilitat, dacă vă amintiți, această măsură 17.1, prin care Ministerul plătește 70% din polița de asigurare, tocmai pentru a încuraja fermierii să-și facă, să se asigure. Dar nu e o directivă care spune să nu mai... Nu. Era o procedură de infringement pe o lege din 2015 pe care am promovat-o atunci. O procedură de infringement, iar legea adoptată a scos toate acele prevederi care le cerea infringement-ul, dar a mai adăugat ceva, pentru că pe mine asta mărirea termenului de plată de la 7 la 30 de zile n-avea nicio treabă cu infringement-ul și posibilitatea de a percepe tot felul de taxe în plus de la micii producători și procesatori. Astea sunt cele mai dăunătoare și care cu efect imediat. De aceea am spus că acestea le vom modifica. Suntem nevoiți să promovăm o lege în regim de urgență și dacă se vor împotrivi, prin transpunerea directivei, pe care oricum trebuie să o transpunem anul acesta, directiva
633, privind practicile comerciale neloiale, o să reluăm aceste prevederi, astfel încât, prin directivă, să readucem normalitatea în relația între producătorul și procesatorul mic și comerciantul dominant. Poftim? Se pot pune la raft produs tradițional, produs local, produs etic. Deci aceste scheme de calitate, ca și în alte țări, dacă sunt notificate și sunt comunicate comisiei, le putem folosi pentru promovarea produselor românești. Mai mult, putem lua bani europeni pentru marketing, pentru a promova aceste scheme de calitate. Fără să mai fim, să zic așa, supuși infringementului. Pentru că dacă în alte state acest lucru s-a făcut, s-a făcut în această modalitate. Mai puțin populist, dar mai eficient. Vă mulțumesc pentru atenție!